Polițiștii din Alba au reținut un al doilea medic în dosarul adeverințelor false de vaccinare emise la centrul de imunizare din orașul Ocna Mureș. Este vorba despre un medic din Cluj-Napoca care ar fi instigat-o pe tânăra medic rezident reținută ieri și care își desfășura activitatea la centrul de vaccinare din județul Alba. Colega mea Diana Toma ne aduce chiar acum mai multe detalii în direct. Diana, te ascultăm! Bun găsit! În aceste momente ancheta continuă, iar tânăra rezidentă este audiată chiar în aceste momente în fața judecătorilor. Se pare că urmează să se stabilească cu exactitate dacă cei doi medici vor fi reținuți pentru o perioadă de 30 de zile. Vă reamintesc totodată faptul că medicul de 41 de ani ar fi determinat-o pe tânăra rezidentă în vârstă de 26 să elibereze, să acceseze o platformă națională pentru a emite adeverințe de vaccinare, iar astfel tânăra ar fi accesat această platformă și mai mult decât atât, aceasta a emis adeverințe de vaccinare pentru persoane care nu au fost vaccinate într-o locație pe care aceasta a trecut-o pe adeverințe. Totodată, în urma perchezițiilor, se pare că cercetătorii au identificat și bunuri. Se pare că aceste bunuri constau într-un laptop, într-un telefon mobil, dar totodată și într-o unitate de calculator și se pare că acestea ar fi dus la acțiunea pe care cei doi medici au comis-o. Urmează cu toate acestea să fie stabilită cu exactitate decizia judecătorilor cu privire la situația celor doi medici.